Crezul liberal poate fi acum rezumat ca 1. Dreptul absolut al fiecărui om să fie proprietarul propriului său corp. 2. Dreptul la fel de absolut de a deține și deci de a controla resursele materiale pe care le-a găsit și transformat. Și 3. Deci dreptul absolut de a schimba sau ceda proprietatea asupra unor astfel de titluri, oricui este dorit să dea la schimb contra lor sau să le primească. După cum am văzut, fiecare dintre acești pași implică dreptul de proprietate. Însă, chiar dacă numim pasul 1 drepturi personale, vom vedea că problemele libertății personale implică inextricabil drepturile de proprietate materială sau liber schimb. Sau, pe scurt, drepturile de libertate personală și libertatea de a întreprinde sunt aproape întotdeauna întrețesute și nu pot fi, de fapt, separate. Uite, vreau să adaug ceva că am omis la trecut. Na, fiind capitol dens și o să ne mai confruntăm cu riscul ca pe viitor. Fiind foarte dens, nu e omenește să mai intuiți. Discuția asta privind legătura între cum era, libertatea personală și dreptul de proprietate. Sunt îngiși care zic nu, să avem libertate personală, dreptul de proprietate personală, dar să nu avem de-aia... Proprietate privată. Da, proprietate privată. Și urma zice, bine, aici se vede iar că e veche această carte. Că stângiștii sunt cam anti-libertate de expresie. El discuta în anii stângiștii buni. Ok. Bine, uite, Noam Chomsky, de exemplu, încă e pentru proprietate, da, pentru libertate de expresie. Deci a rămas consecvent. Care e poziția lui Rothbard? Cele două sunt legate. Tu de ce dai libertate de expresie? Ca acel om să bifeze scopul de a se exprima. Păi dacă el n-are proprietate privată, de exemplu, n-are acces la o tipografie, la niște servere, adică se exprime undeva, să zicem că astea sunt deținute toate de stat și el vrea să se exprime împotriva stat. Cum o faci? Deci cele două sunt legate. Merg împreună, nu merge să zici serverele sunt ale statului, dar ea și exprimă. Ca să nu zic că poți forța, poți merge și mai mult, să zicem, dacă ești deținut complet de stat și limba ți-o deține statul. Deci nu poți folosi. Ai libertate de expresie, dar nu poți folosi limba. Nu poți să te duci în parc să te exprimi împotriva. Da. Și pentru că parcul e de stat. Parcul e de stat, de stat. Sau limbajul este controlat de stat. Ai cuvinte care și... nu ai voie să le spui pentru că s-ar putea să fie instigare împotriva suveranității. Da, și alea inocente. Și alea inocente, să zici, să încerci să folosești conjuncția și nu să zică statul nu casă. Bine, cred că motivul pentru care Rothbard încheie cu citatul ăsta și cu recapitularea crezului libertarian este exact faptul că statul în sine se opune la absolut tot ce e aici. Sau se poate opune dacă vrea. Da. Adică poate să-ți impună, de exemplu, dacă el nu recunoaște, dacă statul nu recunoaște faptul că tu te deții, ești om suveran în propria persoană, da? Poate să te trimită la muncă patriotică, cum am stabilit și sau poate armată. Și chiar la armată. Armata e taxare în muncă. Da. Și problema... aș spune, ca să facem un pic legătură și cu celălalt lucru pe care l-am omis, că la un moment dat am spus exemplu de episodul trecut, că ce se întâmplă, de ce autodeținere? Că nu e mai simplu să nu se deține nimeni pe nimeni și doar facem chestii. Păi da, dar exact aici ajungem. Autodeținerea este baza în care ceea ce faci tu e al tău. Da? Dacă, de exemplu, culegi o cireașă, da? Și vrei să o mănânci, da? Faptul că ai cules-o e a ta, e legit, mă rog, presupunând că e într-o stare de natură și nu ai luat-o din copac cu alte, fără permisiune. Da? Dar faptul că tu poți să o mănânci, presupune că e a ta, presupune că tu ai cules-o, te autodeții și ți-ai apropiat-o. Nu poți să te apropiezi nimic fără să te autodeții. Da? Pe cale de consecință, mergând înapoi, dacă cineva vrea să-ți ia cireașa aia de la gură, da? Fie că e stat, fie că e altă persoană, da? În primul rând, dacă e altă persoană, se autocontrazice. În sensul că el atunci când îți ia cireașa, da? Ți-o ia cu gândirea că el are drepturi de proprietate asupra ei, că atunci când o să o ducă el la gură, da? Dar tu n-ai. Ceea ce e o poziție care e inconsistentă.
Dar dacă ți-o ia statul, în sensul că toate grânele, da, sunt în proprietatea statului, așa cum ține minte că s-a întâmplat prin China, Rusia, în vremuri de foame. Și ideea este exact asta, că în virtutea cărui fapt, da, tu deții. Chiar și socialiști, de exemplu, spun că argumentul lor este să-și ia că patronii, da, te fură pe tine, pentru că factorul de proprietate muncă este cel mai eficient, da, și tu îl deții. Da? Dar în virtutea cărui fapt îl deții? Dacă tu nu te autodeții, da? Dacă nu e, ăla e clar un factor de producție, da? Deci nu este proprietatea ta personală factorul de producție muncă. Da? Prin urmare, și dacă e să aplicăm doctrina socialistă corectă, da, de unde știi că, uite, poate că proprietarul ăla avea nevoie, da? Și era datoria ta. Nu? Că tu trebuia să muncești după posibilități și ăla să ia după nevoie. Ideea este că până și faptul că tu îți deții munca presupune o autodețină. Deci este pur și simplu baza fără de care absolut toate sistemele, inclusiv cel socialist, se prăbușesc. Deci ca să facem oarecum legătura și cu ce spuneam mai devreme, cu o emisiune în urmă, faptul cu justificarea din realitate a principiului non-agresiunii și autodeținere, e exact asta. Dom'le, e mai aproape de realitate. Cu astea, sistemul merge. Fără ele, trebuie să faci tot felul de calcule, trebuie să introduci mișcarea retrogradă a lui Marte și așa mai departe. Că Galileo Galilei, când a pus soarele în centrul sistemului solar, da, n-a inventat altă matematică. N-a inventat altă matematică, n-a schimbat realitatea, a folosit tot-o pe aia, da? E un sistem care explică mai bine realitatea decât cele... Uite, care îi se opun. Un scop libertarian ăsta ar fi oamenii să fie ca când îți fură cineva o portocală, să fie ca și cum ți-ar fura un deget. Adică proprietatea privată să fie asupra unui obiect extern, să fie ca asupra corpului. Nu știu, cred că ea pe vremea lui Jefferson a văzut.